fost o rundă fără remize în etapa 6-a a diviziei de la fotbal, gazdele câștigând 5 partide și oaspeții ieșind victorioși în urma a 3 întâlniri. CSM Lugoj continuă marșul spre titlul de campioană județeană după un succes clar cu ASG-ul 5-0 și principalele urmăritoare s-au impus. Flacăra Parța nu a avut probleme la deta 4-0, iar Săn Andrei Timiș a înscris un gol de aur pentru 3 puncte, 1-0 la Ceacova. În etapa 6 s-a produs și primul succes al tinerilor de la Ghiroda 2, 2-0 acasă cu CSC Belinț. În celelalte partide s-au înregistrat următoarele rezultate: Libring UVT 3-1, Pobeda Dudești Vechi Moșnița 9, 2-1, Recaș Giarmata 1-2 și Sănicolau Mare Orțișoara 4-0.